a decis să emigreze pentru a-și crea un viitor mai bun. Fiind dornic de muncă și noi experiențe, a decis să vină în anul 2014 în America. Aici nu a ezitat să demonstreze abilitățile sale și a deschis propria sa afacere în statul Washington, Seattle. O afacere deosebită pentru comunitatea noastră. Restaurarea locuințelor după incendii, calamități naturale și înnecuri, cu denumirea Restoration One. Eroul nostru vine de la Boșcana, Chișinău și aici în state și-a creat o familie frumoasă alături de o moldoveancă care îl susține în toate. Eu am decis să-i aflăm istorie de viață, greutățile, succesele, dorurile, regretele și costul visului său american al lui Constantin Moroga. Haideți să îl salutăm pe Constantin. Salutare! Ne auzi bine, Constantin? Să știi că eu mă bucur enorm de mult de fapt să te cunosc aici, măcar virtual până când. Sper să ne cunoaștem și în realitate. Constantin, să știi că e, nu știu, afacerea ta de fapt am zis că chiar e ceva mai deosebit pentru comunitatea mea, pentru că majoritatea, să recunoaștem, sunt în domeniul transportului. Și zic că această, nu știu, idee, dragoste de repararea caselor după astfel de norociri, să zicem, da? Eu vreau să-ți aflu istoria ta. Visă că și cei care ne privesc vor să afle, de fapt, istoria ta. Dar până atunci am zis, haideți să aflăm istoria lui Constantin. De unde vine? Unde a crescut? Asta e formatul emisiunii noastre. Vreau să știu, de fapt, hărnicia. De unde ai preluat-o? Și dragostea de muncă? Sau greutățile te-au făcut să faci acești pași? Hai să aflăm. Deci ești de la Boșcana, Chișinău. Eu ți-am zis în offline că n-am prea știut de Boșcana ca suburbie, știam de Cricova. Deci ești chiar în suburbia Chișinăului, da? Da, de fapt Boșcana e echivalent, dar e la cotar cu suburbia Chișinăului. Foarte departe. E băiată de la capitală. Da? Da? Ok. Așa ne-am acolo la Boșcana. Așa. E frumoasă localitatea voastră? Sau e mare sau mică? Cam peste 4.000 de locuitori, erau pe timp, acum probabil mai puțin, dar cam la 4.000 de locuitori, medie. Am înțeles. Și părinții tăi sunt la fel de acolo sau au deci ce-au schimbat localitatea? Ambii părinți s-au născut și au locuit în Boșcana până în ziua de azi. Vai de mine, foarte frumos. Ok, hai să spune-ne, cum a fost Constantin când era copil mic? Era bătăuș, era ascultăreț sau de care băiat erai tu? Întrebăm părinții mai bine, da? Mai și una și alta. Nu prea bătăuș, dar nici foarte ascultător. Și am văzut, ai două surori, da? Una soră. Și ea este mai mare sau tu ești mai mare? Eu sunt mai mare. Înseamnă că apărătorul casei. Da. Și școala ai făcut-o la fel în Boșcana? Am început școala în Boșcana, am învățat până în clasa 9 sau 10. După aceea părinții au decis că să facă o schimbare, că deja eram... Treceam în perioada de adolescență și mă luam cu băieții, cu nebuniile și spus că hai să mutăm un alt liceu, în Ciuresc. Am finisat liceul și da, în clasa 10 m-am mutat la Ciuresc. Frumos, deci n-ai vrut chiar în Chișinău să mergi, tot e aproape, foarte aproape de fapt. Da. Așa. Aveam mulți prieteni, născuți din sat care învățau în Ciurescu și nu, așa a fost decizia, așa a lor, așa a mea. Mm-hmm. Cum consider, nu știu, pentru că eu atunci când mă gândesc la copilărie, parcă a fost cu totul altă lume, altă viață, deci atât de mult a evoluat tot. Ce amintiri tu ai din copilărie? Cum ai simțit tu copilărie, de fapt? Consider că am avut o copilărie veselă. Am și lucrat mult de la o vârstă tare mică, deci tata avea, el niciodată n-a lucrat să aibă un job, știi, ca să spunem așa. El a lucrat din ce se putea de făcut bani, în agricultură, într-o parte, în alta, cu
animale cumpărabile, comercializate. Deci, întotdeauna i-a trebuit forță de muncă și ce Și era de lucru costit pentru era jurul acolo. sat. Deci, ce mi-a de făcut, lucrul cel mai greu, băieți tare. Băiatul tati. E frumos, e frumos atunci când crești, de fapt, eu cred că cu responsabilități. Fiindcă eu am senzația că toate aceste responsabilități, task-uri, ne ajută în viață pe noi acum. Știi, nu suntem, suntem căliți. Da, da, eu cred că asta, cred că asta a fost un factor important când am crescut eu, că noi n-am fost... Familia mea niciodată nu a fost specializată în un domeniu, deci noi am făcut de toate câte aleagă. Ești multifuncțional, cunoști mai multe domenii, perfect. Și crezi că deci, bazele tale de fapt și de ce ai decis acum, ai avut puterea de fapt și în America să deschizi o companie, vine de acolo, din boșcana, din familia ta care ți-au pus bazele și te-au crescut. Tăticu și mămica au zis că Costic trebuie să spunem umăr la umăr și să facem afacere în familie, da? Corect, da. Și le sunt foarte mulțumesc și pentru ziua de azi. Părinților. O să ajungem și la tema părinții și vreau să știu costul tău, câți ani nu i-ai văzut sau cât de des ai mers acasă. Dar până atunci vreau să știu facultatea, ce facultate ai absolvit sau ce facultate ai făcut în Moldova sau dacă ai făcut-o în general? Am fost la Academia de Studii Economice, la Business și Administrarea Afacerilor. Dar nu am finisat pentru că am venit în America. Așa, asta e istoria majorității din America. Dar totuși de niște ceva undeva a rămas, vezi, din business și administrare și ai decis și ai făcut și în state. De fapt, tu ai făcut practic foarte mult, vezi? Nu numai decât teorie. Și din anii de studenție, ce ții minte tu? Ți-a plăcut, deci nu știu, de interesanți au fost anii tăi de studenție? Țin minte că primele luni când mergeam la facultate, nu prea știam lume, nu aveam prieteni în grupă în asta și chiar mă focusam la lecții și mi era interesant. Pentru că asta, cu câteva luni deja s-au început prietenii, ani de studenții, distracții și na, s-au schimbat un pic prioritățile, dar a fost vesel, da, a fost vesel. În ce ani de facultate ai decis să vii în America? Eram anul 2, da, în primăvară, când de la sfârșit de anul 2. Știi, anii ăștia de studenții, de fapt, chiar își au rolul lor în viață și sunt tare dulci. Pe atunci nu îi înțelegeam, dar acum mi-aduc aminte și le duc dorul, știi, anii cei de atunci, fără mari griji, fără mari... Vineai la facultate cu un caietel acolo, tare mari, știi, probleme nu erau, dar uite că eu mă bucur cei care reușesc să treacă totuși prin facultate, indiferent, cu absolvesc, nu absolvesc, dar experiența rămâne în spate. Și, Costic, hai să mergem cu Costic, eu vreau să zic Costic, îți spun Costic, soțul meu, Constantin, și eu așa, mi-e foarte ușor să zic, deci numele Constantin. Cum? Deci sper că am reușit să vezi podcasturile și formatul podcasturilor mele. Vorbim despre, vreau să zicem de fapt cum ai ajuns să deschizi compania, cum ai ajuns să vii în state, care a fost decizia să rămâi. 2014 ai venit în state, da? Deci ai deja, mergi pe 8 ani, da? Ai 8 ani, mergi pe 9 ani de America. 9 ani de America. Și cum a venit de această decizie? Sau era un trend în Moldova atunci să vii în America? Sau tu visai? Poate aveai visul ăsta de acasă încă când erai mai mic? Chiar nici nu m-am gândit, sincer. Și am fost foarte aproape nici să nu mai ajung aici. Dar istoria a fost așa, că mă sun într-o zi un vecin, prin toamnă și îmi spune, băi, vrei să mergi în America? Nu m-am gândit la asta, dar n-ar fi o idee, măcar de o experiență, da? Să vedem și noi America. Când așa îmi părea că America, știi, vedeam la prin filme, prin videoclipuri. Da, da. Da, e interesant, aș vrea să merg. Și el îmi spune că, uite, mai este încă un băiet, chiar verișorul meu, noi mergem în trie. E bine, da. Și era printr-o companie din România, se cheamă Mike's Agency,
și luau lucrători în America, prin viza H2B. Viză de muncă, de fapt, ai venit în America. Nu prin viză de studenții, dar prin viză de muncă. Era contract de muncă de 5 ori 7 luni, nu mai țin minte. Dar ai încercat vreodată să vii ca în calitate de student, work and travel? Nu. Deci era un proces. Da, era un proces oarecare și până la urmă ce vreau să spun că era un proces, aduneam actele până în martie, din toamnă până în martie și până la urmă a venit verișorul meu și vecinul a spus că noi ne ducem, noi nu mai vrem să mergem. Și am rămas numai eu singur și eram la un moment dat, da sau mi-am luat inima în dinți, avem 21 de ani, zic, ok, mă duc pe sfat America singur, o să vedem unde să ajungem și ce să facem. Ca de obicei cum se întâmplă, știi? Hai, haidem și după care rămâi singur. Dar eu cred că ție nu-ți pare rău, fiindcă ai ajuns undeva aici în America. Deci aici se crea familia, aici ai afacerea. Și vreau să-mi spui acum, părinții tăi ce au zis când ai luat această decizie să mergi în America? La început, ei nu vedeau în asta ceva serios. O să treacă, da? Și când am văzut deja că deci se apropie data, am avut și interviu, am luat și viza și asta, am înțeles că e ceva mai serios și am început un pic a retrăi ca părinții, dar și spunea, poate nu te duci, poate stai acasă, că dacă ce ți-i rău acasă, că noi o să avem grijă de tine și astea. Nu. Nu erau chiar foarte încântați de idee, dar când a venit vremea că să... Da, dar fiind acum tu părinte, îți dai seama, de fapt, cam cât, prin ce trece un părinte atunci când copilul lui se duce peste mări și țări și nu știu când revine acasă. Și mai sunt unii norocoși care repede ajung să-și vadă părinții, dar sunt unii care 10 ani, 15 ani și tot nu-și mai văd părinții, știi? Și eu îmi dau seama, în calitate de părinte, prin ce durere, de fapt, trece atunci când copilul tău zice că eu mă duc. Și... Da. Tu, de fapt, undeva în suflet, știai că ai vrea să rămâi în America de atunci? Nu, nici n-am avut în gând să rămân. Uh-huh. Nu știam pe nimeni, practic, din cunoscuți sau cunoscuții cunoscuților că trăiești în America. Și eu am venit cu un scop și cu planii, pus la pungă, ca noi toți strângem din apartament, da? Eu mașină, în 7 luni, dacă fac îndeplinesc că este tot scopul, îmi spus ok. Aha. Și realitatea a fost un pic diferită aici și asta și m-a făcut trebuie. Hai să vorbim acum de realitate. Deci vreau să ne spui cum a început visul tău azi, visul american, pe atunci visam de fapt, când vii aici te trezești cu realitatea. Unde a început și cum, povestește-ne cum ai venit în state? Am ajuns în Boston, Massachusetts și am stat acolo vreo 5 luni, cam 5 ori 6 luni. La moving, la cărat de mobilă, da, deci împachetam de oamenilor și care se mutau. Dar se câștiga bine, nu? Da, era nu rău. Dar nu ceea ce ne-a fost promis în orice caz de acasă, nici pe aproape. Și da, am lucrat acolo vreo 5 luni și deja ședeam la... A fost fun, îmi trăiam vreo 20 de băieți români și moldoveni într-o casă. Da, era interesant. Și când a venit timpul să fac o decizie, deci ori mai stau 2 luni și mă întorc acasă, ori mai vorbeau băieții între dânsii. Și am auzit că se fac bani pe trag aici. Nu știu cât spunea, ce, $300 pe zi sau ceva de genul. Îți dai seama, noi, da. Și zic că, ok, hai să încercăm și pe asta. Și aveam un cunoscut de-a lui, un verișor de-a meu în Seattle și el a spus, vii aici, facem permisul pe camion și ne apucăm de făcut bani. Frumos, suna deja frumos. Da.
Și după asta am venit, așa că eu am lucrat 5 sau 6, aproape 6 ani pe camion înainte de Restoration One. Mm-hmm. Ai deces gata, eu sunt gata cu, te-ai săturat de drumuri lungi, nopți nedormite și departe de casă. Cel mai tare cred că a fost că aveam primul copil, o fetiță, Sofia, deci s-a născut în 2017 și după ce am mai lucrat încă 2 ani pe trac și tot ei creștea și veneam rar acasă și asta pentru mine a fost cred că cel mai... Înțeleg foarte bine și suntem și noi acum prin această etapă și tot avem două fetiți și e foarte greu atunci când nu ești acasă, știi, și nu săptămâni întregi nu ești acasă, copiii nu te văd, duci dorul, când vii iarăși, parcă o iai de la început de fiecare dată când vii, știi, și e foarte greu. Te înțeleg foarte bine. Hai să vorbim despre studenția ta în America. Prea repede am ajuns la familie. La familie ajungem pe viitor. Deci mai târziu. Massachusetts, Boston. Ți-a plăcut din start? Ai văzut America care o vedeai tu la televizor, ca în filme? Cum ți-a plăcut? Deci când am ajuns aici erau două Americi. Da? Erau Boston, orașul mare, orașul studențesc cu toate campusurile de care se vorbea, încă știi, care auzăsem de ele și de acasă. Mm-hmm. Și tot așa frumos și era partea de mai puțin frumoasă unde chiar locuiam noi. Era un oraș, se numea Brockton, nu era chiar cel mai safe oraș din America. Nu se mai azau și în pușcături, noaptea și una alta. Și am avut, fost două. Am văzut două deci Americi. Două luni paralele, da, le-ai văzut pe ambele. Dar totuși erai student, știi, vreai să guști în America la maxim. Ați avut și distracții, cred că. Dacă, câți băiați locuiați într-o casă? Câți erați într-o casă? Eram 20. 20 persoane. Îmi dau seama, au fost și veselii, deci nu a fost... Și pe atunci, cum simțeai tu America? Te-ai simțit bine acasă, într-un fel, sau te gândeai totuși să revii acasă? Nu, am avut și distracții și la lucruri, și chiar însuși lucruri îmi plăcea tot. Era, deci am avut, pot spune că am avut o vară reușită. Da, 5 luni, da? A fost contractul 5 luni. Da. Mai mult decât ai venit cu work and travel, deci 3 luni. Și după care ai decis și din Boston ți-ai mutat traiul în Washington, da? Și de atunci ai rămas în Washington. Hai povestește-ne drumul ăsta spre Washington. Cum a fost? Când ai venit în Washington, ce ai zis? Gata, eu să rămân aici? Sau părinții ce au spus când au auzit că nu vii acasă atunci când expiră acele 5 luni? Și au dat seama că nu mai vine Costic acasă. Cred că atunci la momentul acela că am înțeles că o să fie mai mult, un pic mai mult de cât 5 sau 7 luni cât era planul inițial. Dar na, m-au susținut. Deja eu fiind aici, m-au susținut, tot că faci socostul de cuvință și cum vrei tu să-ți construiești viitorul, noi să-ți susținem. Cât de înțelepți sunt părinții și cum dau drumul, știi, copiilor să fii fericiți în lumea mare. Sper să ajungem și noi la o astfel de înțelepciune. Și hai povestește-ne Seattle, Washington, când ai ajuns, unde ai stat, peste cât timp ai decis, deci ai lucrat pe track 6 ani de zile, în acești 6 ani de zile ai reușit să-ți faci o familie. Da. Și am ajuns în Seattle în august 2014, la niște prieteni care nu erau direct prieteni de mei, dar prin cunoscuți, am ajuns aici, trăiam cu 5 băieți într-un apartament mic cu trăiam chiar de la o băbuță, eu trăiam la primul etaj, ne cam ține așa din scurt. Ca o bunică acolo. Și am început, deci cum am venit direct la școală, am început, în câteva zile am început lecțiile, că în capul meu eu zic, nu prea am timp de cunoșteai engleza? Da, eu știam engleză. Cum?
la nivel de comunicare o cunoșteai, să înțelegi? Am învățat, eu înțelegeam tot bine, dar când să comunic eu să spun ceva, era un pic mai greu, decât noi am experiența asta, dar mă repede. Noi toți am fost emoționați, mi-aduc aminte, cu toții că știam engleza, cea mai mare frică era să răspund la telefon, nu? Da. Hello, și tare te rugai cumva să fii un robot de ăsta care să nu te întrebi ceva. Deci, asta e o chestie normală, special, chiar dacă cunoaștem engleza, nu engleza de acasă, cea care e vorbită de fapt în America. Și eu să înțeleg că tu ai fost mai norocos decât unii, pentru că jobul de vară a fost unul ok, cu toate că nu s-a dat banii care au fost promiși, da? Din Boston. Și după care ai venit pe trac. Sunt oameni deci, care au trecut prin mai multe greutăți. Au fost, nu știu, șchelneri, uite cum Ion Lupșor, da? Băiatul a muncit și l-a spălat vesel. Ori și unde, l-a spălat carpet, la unde făcea cât de cât bani, el era acolo sau... Deci tu ai avut noroc că ai avut un prieten și la șofer de camion. Povestește-ne viața de șofer de camion. Cât e de greu, de fapt, să fii șofer de camion? Eu cred că tare mulți băieți în America știu și fete, că sunt și fete care lucrează pe camion, dar e greu. Ești plecat pe mult timp, cu săptămânile, chiar cu lunile uneori. Sunt băieții de prin Chicago, își organizează graficul, poate că trec weekend-urile acasă. La Seattle nu prea ai așa oportunitate, e mai greu să faci asta. Des ori eram plecat cu 2-3 săptămâni, cam așa era în mediu, nu vineam acasă. Și e greu și emoțional. Când ai familie, stai și greu, și fizic e greu pentru corpul tău. Ai avut cumva vreo situație, nu știu, în care ai zis că, măi, eu îmi dau seama că eu, deci nu-i viața mea aici pe trac și eu trebuie. Deci cum a fost momentul ăsta când ți-ai dat seama că gata, eu nu mai vreau să fiu pe camion? Atunci când ai zis că n-am văzut... Posibil că a fost un caz când eram gata să mă dau bătut, eram prin Louisiana și era acolo un uragan, nu știu cum, și erau inundații și la un moment dat m-am trezit că era apa intra în camion și au venit și chiar noi. Era noaptea, s-a rupt acolo ceva, o dambă și a venit o brusc apa. Și noaptea și au venit la National Guard și chiar ne-au evacuat de acolo, aia ne-am mergeau și strângeau lumea pe drum. Wow. Și atunci a fost o experiență așa... În risc cu viața. Da, trebuie să mă opresc. Dar am mai continuat, îmi pare, după ce un an sau vreun an și ceva. Dar da, a fost acel moment așa interesant. Constantin, dar, nu faci din... Îți dau seama... Corect. Îmi dau seama că noi, deci, cred că oricare ar vrea să rămână acasă, să nu pleci pe drum. Pur și simplu, nu ai cum atunci, în special când ai familie, nu ai cum să te oprești, pentru că asta e unica sursă de venit. Corect. Îmi dau seama că, deci, nopți ne dormi, cum am zis, de fapt, un șofer de camion își riscă viața foarte mult. Și eu, nu știu, am un deosebit respect față de oamenii care fac chestia asta. Da, și hai povestește-ne atunci cum te-a primit comunitatea din Seattle când ai ajuns acolo. Din data ai avut mulți prieteni? Da, am avut. Deci cum am ajuns aici, am realizat că mai sunt persoane care eu nu știam că sunt Seattle, care eu cât de mă cunoșteam și erau două grupuri de persoane care... Deci am început să mă integrez cu dânsii. Cred că îmi pare că în prima săptămână numai că m-am interesat aici, așa am început școala de tracuri, s-a organizat, pe atunci era ziua trachiștilor în Seattle. Și s-a organizat fiecare an. Acum deja de mai câțiva ani nu se mai organizează, dar atunci era în fiecare an, în august, era ziua trachiștilor. Și noi, băieții care erau pe la școală atunci, noi învățăm de trachiști. Hateam și noi acolo. Și așa acolo am făcut cunoștință cu alți băieți. Și da, eu așa
nu știu cum așa s-a primit, când data am avut mulți cunoscuți și prieteni. Super! Dar cum, cum de nu te-a tentat să deschizi tu o companie de camioane? Oh, eu chiar am deschis companie de camioane și am avut un... Deci am avut vreo un an companie, am avut-o și în timp și la, chiar de la început am avut un fost implicat într-un accident și pe următorul an s-a scumpit asigurarea. Da, și nu mai, deci nu mai era sens pentru mine. Trebuie ori să deschid alt companie, dar parcă sufletul da, dar DOT number, da, numărul de DOT se dă odată în viață pe o persoană. Da, e foarte greu. Da. În caz, un caz nefericit și compania soar diferi foarte mult. Uite că așa a fost să fie. Știi, să acum eu cred că ești mult mai fericit. Hai să, da, vreau să ne spui acum cum ai făcut cunoștință tu cu soția ta. Cum am făcut cunoștință? Am văzut-o la, la club în Boșcana. Ei, da. Da? Vai! Ce soartă, vezi? În 2009 eram copii. Și, dar n-am avut curajul să mă apropii de dânsa la club. Și m-am dus acasă și am intrat pe una clasnică și am gătat-o și am scris: salut, ce faci? Era pe 4 dimineață. Și de la asta s-a pornit. Vezi, rețelele de socializare îți dau mai mult putere, în realitate, știi cum? Mai greu, da? Și ies și ea din, din Boșcana? Da, ea din Hrușova, din satul vechi. Aha, eu, nu departe. Foarte frumos. A, și să înțeleg de ce așa, voi deci, vă cunoșteați în Moldova, după care tu erai în state și a venit la tine. Cam așa este, corect. Da? Dar eu am venit cu un an și ceva înainte. Deci am spus că ai să... Cum, cum este numele ei? Luminița. Luminița. Și deci Luminița a fost alături de tine de la început, de fapt. Ea a fost atâta timp cât ai fost tu pe camion. Ea a fost alături de tine atunci când ai decis să deschizi compania care o ai acum, Restoration One, despre care acum o să vorbim. Și hai povestește-ne atunci emoțiile astea. Deci a durat o perioadă până a venit ea în America. Da, cam un an și 4 luni a fost până a reușit și ea să vină. Mhm. Vreau să ne spui, ai mai reușit, tu ai mai fost acasă de atunci sau încă n-ai ajuns acasă? Am fost în 2016 și 2017 și cred că de atunci, nu știu, parcă și cu compania și una alta și n-am mai reușit să mă duc. Dar legal ai posibilitatea să mergi. Asta e cel mai important, știi, undeva să... E un simplu plastic de care îți dă puteri, știi? Îți dă puteri să știi că nu ești legat cumva de mâini și de picioare aici. Am înțeles. Și ai deci părinții tăi, de fapt, 2016 ai zis că ai fost acasă, da? Primul an, 2016. Perfect. Deci n-au durat foarte mult. Dorul ăsta de casă n-au durat atât de mult. Atunci îmi părea că e mult. Dar acum când mă gândesc, deja 5 ani am fost acasă, da. Și să mai dai, auzi istorii care sunt oamenii de, nu știu, 14 ani și încă n-au mai ajuns acasă să-și vadă părinții, trec prin, nu știu, greutăți foarte mari, dureri și de suflet și dor de casă. Deci greutățile tale, de fapt, au fost 2 ani, după care măcar ți-ai încărcat bateriile când ai mers acasă la părinți și după care a venit Luminița la tine și deja viața a început altfel. Căsătorie, ați făcut-o în Statele Unite sau Moldova? Moldova. Deci când am fost în 2017, am fost cu, deci, scopul a fost să facem nuntă acasă și am mers aproape toate pregătirile de aici și am fost acolo și am făcut nuntă ca la moldoveni, cum se face, cu sute de invitați și cu colaci și cu dansatori și cu asta. Zic, noi nu vedeam că, n-am crezut că putem să facem în America așa nuntă cu și toate rudele și părinții și astea. Și am hotărât la Moldova. Ei, frumos. Deja v-ați aranjat la casa voastră, pe viața voastră. Puteți să vă luați zborul în viață, știi? Cred că părinții și părinții atunci s-au simțit mult mai bine. Când știind că mergeți în doi deja, nu mergi tu singur. Cât de greu a fost pentru tine procesul ăsta cu adaptarea în America? Da, știi, nu a fost tare greu. Nu pot să spun că am stat mereu cu gândul că
gândul ăsta niciodată nu a plecat și nici nu cred că să pleci, că cândva poate să vreau să mă întorc în Moldova, să trăiesc acolo. Dar nici n-am murit, vreau să spun că stau cu gândul numai la asta. Deci m-am adoptat repede. Te-ai adaptat și limba ai prins-o, deci te-ai simțit cumva vreodată, nu știu, străin în lumea asta? Primii ani, desigur, da. Primii ani. Cred că toți. Da. Toți ne simțim, da. Și hai, povestește-ne cum Luminița a venit. Ea a venit deja direct în Seattle și voi erați o familie frumoasă. Când a apărut? În 2017, când a apărut? Ziceai Sofia, da? Da. Prima fetiță, 2017. Așa. Și pe atunci tu măcar aveai un back plan. Deci tu erai șofer de camion și financiar erați ok. Cât de cât să faci față la o familie. Ați reușit între timp să vă procurați, nu știu, un imobil în Seattle? Da, tot chiar atunci, în anul 2017, înainte din undă. Frumos. Eu cred că mama ta mult tare s-a rugat pentru tine, că știi cum, a mers totul așa mai curgător. Deci n-ai întâmpinat tu greutățile alea mari și se mulțumesc și Universului și Domnului pentru calea asta. Hai povestește-ne atunci, deci a apărut prima fetiță, a apărut a doua, atunci ai decis să lași, deci, camionul și să încerci o altă, să guși din altă viață, da? Ce înseamnă compania Restoration One? Să înțeleg restaurarea, deci primul care în lumea restaurărilor, da? În traducere să fie. Hai povestește-ne atunci cum s-a născut această idee și de unde ai luat acest gust de a intra în lumea construcțiilor, de fapt. Încă eram pe camion când iar știam că pe drum vine a doilea copil. Deci mă gândeam că e timpul, da, să fac altceva, să stau pe lângă casă. Și am început să mă uit online, să discut cu mai multe persoane, văd și idei, ce se poate de făcut, ceva, nu că inovativ, dar ceva diferit. Și ție să-ți placă, cred. Și am hotărât că, da, corect. Și așa m-am gândit eu pentru mine, că ca să-mi fie un pic mai ușor, o să fie mai, aș vrea să cumpăr o franciză, care să am suportul, să am și un suport, când spun de la început. Și am început să mă uit în ce fel de franciză există. Mă uitam și McDonald's, și Subway, și restaurant, și companii de construcții. Și am ajuns la Restoration One și mi-a plăcut ideea că, da, e un business, da, facem asta din motive financiare, dar tu chiar ajuți oameni, deci oameni în situații de stres, când te duci acolo și lor iar de casă sau au o inundație sau un dezastru, și tu te duci și îi liniștești pe oameni și spui că tot o să fie bine. E reparabil. Noi să ajutăm. Da, noi să vă ținem de mână, de la început până la urmă, și tot o să fie bine. Și le dai lumina aceea la capul tunelului. Dar de obicei, eu rar am auzit, în special în comunitatea noastră, să iau o franciză. De obicei, oamenii iubesc să-și crească a lor brand, a lor nume. De ce tu ai decis așa să faci? Cred că da, din motivul că știam că o să fie cineva la care eu pot să sun, de exemplu, când am ajuns într-o situație că eu nu știu ce să fac. Am luat telefonul și am sunat și spun, a să fie cineva la doilea capăt, care să pot sun, băi, ce să fac aici, ajută-mă, spune-te rog, ce să fac aici, că nu știu. Suportul este amă și m-am interesat că să fie și ceva, o companie mai mare, ca să fii și network the owner, care o să sun și pe alți owner, spun, băi, cum faci tu în situația dată? Mm-hmm. Și ne ajutăm unul pe altul. Suntem o comunitate de undeva 300 de owner în toată America și ne ajutăm. Suntem da. Deci, să înțeleg că fiecare stat există, deci această companie. Foarte, da, interesant. Și care este procentajul care îl achizi tu pe franciză? 7% achizi.
pentru tot. Deci royalties și tot suportul ăsta, deci în știi ce mă gândeam? De ce ai avut o idee foarte bună, de fapt, să mergi pe această cale? Fiindcă ei deja au un brand, dar hai să recunoaștem că în America să-ți construiești brandul și nu doar că în America e un continent foarte mare și însă și un oraș, e un stat, e foarte mare și e foarte greu să te bagi pe piață. Și eu mă gândeam, zic că într-adevăr e foarte, deci ei aveau brand, aveau website, aveau logistica, v-au instruit, nu? Ce au făcut? Da. Am avut un training de 2 săptămâni și după aia îți dau drumul și spun good luck și ne suni dacă ai probleme. Și fac aghete, da? Am înțeles. Și în Seattle ești unicul? Nu, în Seattle mai sunt încă doi owner. Unul este în Spokane și unul mai aproape. Ok, dar moldovean ești unicul. Ah, da. Așa, felicitări, bravo! Vreau să ne spui acum de ce Restoration One, când te deschizi, în ce an a fost, de cât ești deschis pe piață? 2019. Deja 2 ani ai în spate. Ai experiență, câți angajați la moment? La moment avem 15 angajați. Foarte, foarte, nu știu, și ai și moldoveni? Până în afara soției, nu. Până când, nu. Deci însă și chiar și lucrătorii care fac restaurarea, reparația, nu sunt de-ai noștri. Asta e un lucru, e greu. Nu tare mulți oameni vor anume să facă lucrul acesta. Trebuie să facă și calificări. Și calificări, dar condițiile de lucru sunt grele. Deci trebuie un anumit tip de persoane poți au curajul să facă lucruri. Povestește-ne care a fost cel mai memorabil caz al tău când ați mers voi la o casă și ați văzut, nu știu, a fost cel mai, care tu l-ai ținut minte. Uite, chiar acum avem un proiect că a ars, a fost un incendiu și a ars toată casa, da, deci structura a rămas întreagă. Da. Structura adică a rămas întreagă. Adică chiar lucruiți de la zero. Da. Eu credeam că de fapt voi... Foarte, așa, emoționale și traume pentru clienți și astea și mediei. Dar știi de ce te întreb? Pentru că prima dată aud de asta. Eu credeam că dacă, Doamne ferește, ți arde o casă în America, asigurarea îți dau bani și te duci și îți cați altă casă. Nu știam că ai dreptul să-ți construiești pe același loc iarăși casă. Depinde de cât de tare o ars, da? Dacă o ars de tot și nu mai ai ce construi, atunci îți dau bani și ori îți construiești tot acolo, ori îți cum erau. Am înțeles. Da, uite, asta a fost o întrebare care chiar mi-era interesant, cum se întâmplă. Și vreau să înțeleg financiar. Este o afacere bună? Da. Este un business foarte bun. Dar și foarte, ca oricare alt business, e mod de lucru și responsabilitate mare. Da. Îmi dau seama. Și plus la asta, deci, ai și oameni care trec într-o traumă în viața lor. Deci trebuie să fii și un psiholog să mergi acolo și cu... Deci nu poți să zâmbiești atunci când omul plânge, de fapt, știi, lângă el. Îmi dau seama. Voi treceți și prin voi, deci toată chestia asta, știi, nu ai cum să n-o treci. Te lasă undeva șocat de unele situații. Spuneai că și luminița, da, societatea? Da, oamenii da. Așteaptă să înțelegi cum ești trebuie. Da, să fie alături de dânși, cum am zis eu, fiindcă, în special, nu știu, americanii iubesc chestia asta, știi. Să fii solidar cu ei. Luminița a zis că ea tot este în cadrul companiei. Da, ea lucrează în oficiu. Și fetițele voastre unde sunt? Fetițele merg la grădiniță, deci la ora 8:30 undeva luminița le lasă și după asta vine la lucru, stă 5-6 ore și merge și le ia acasă.
Bravo. Ați avut șansa să mergi, deci fetițele voastre să se întâlnească cu bunei? Din fericire, ambii bunei au căpătat viză turist și pot să vină și chiar azi mergem la aeroport să petrecem bunei la Moldova. Wow. Au venit și au stat vară, au stat cu nepoții, fiindcă au stat, nu era gândiți pe vară, 9 luni, noi și au venit și au stat cu nepoții. Și din punctul ăsta de vedere, suntem foarte norocoși că ambii părinți pot să vină și să stai cu nepoții, să ne viziteze, vin sărbători. Super. Și Constantin, zi-ne acum, părinții n-ar vrea să rămână aici cu voi? Ei, cum se adaptează ei acolo? Acest e un subiect care e tare. Deci visul meu e ca părinții să se mute aici. Ei încă nu-s gata, dar eu încă lucrez la asta și am spus că nu mă las până ce nu-i conving să vii să stăiască lângă noi aici. Eu mai am o soră și sora tot e în America, deci... Atunci noi, da, e foarte greu, niciun sens atunci, nu știu. Da, părinților le este greu, dar eu am noroc și eu, mamica mea e aici cu mine și primul an a fost mai greu. După asta, vrei nu vrei, pandemie, trebuie să stai în casă, închide ușile și n-ai unde să te duci, gata, stai aici. Și mama nu a avut încotro, a rămas aici, fiindcă a fost pandemie. Dar... sper eu părinții să ia această decizie, fiindcă e foarte frumos când cresc nepoții împreună cu bunii lor. Și Luminița la fel n-a fost acasă, deci în perioada asta, din 2017, sau ea n-a fost în genere de când a venit în America? Eu mai fost de vreo două ori acasă când duceam copiii pe vară la Moldova, deci vara trecută copiii au fost la Moldova pe toată. Și așa, au mai fost de câteva ori, dar așa, repede. Am înțeles, da, bravo. Hai să revenim la Restoration One. Spune-ne atunci cât de împlinit ești cu această companie și dacă faci chiar într-adevăr ceea ce îți place. Sau ai vrea să deci treci în alt domeniu? Pe lângă faptul financiar, chiar îmi place să ajut oameni. Deci, eu dorm mai liniștit când știu că dar noi chiar ajutăm oameni. Și da, primesc o satisfacție din ceea ce fac, dar așa, mă mai gândesc pe viitor, nu e exclus să mai schimbăm domeniul. Mm-hmm. Dar este o muncă grea, de fapt. E foarte greu ceea ce faci tu? Da, desigur. Nu cred nicăieri mai e greu decât de a fi șofer pe camion sau e mai ușor? E mai bine că stai acasă lângă familie. Uh-huh. Dar însuși greutățile fizice cred că sunt mai grele aici. Uh-huh. Și dacă ar vrea cineva, nu știu, să-și deschidă și ei o astfel de companie, i-ai sfătui? Da. Chiar aș sfătui care vrea să încerce domeniul ăsta și chiar aș ajuta dacă cineva ar dori. Să zicem, deci decalajul ăsta între income, da, și expenses și cheltuieli. Este unul foarte mare sau deci fiindcă oamenii de fapt eu de asta și îmi place să fac podcastul ăsta, fiindcă eu trăiesc în state și eu înțeleg foarte bine. Chiar dacă omul face 1 milion, 850.000 îți cheltuieli. Da? Deci nu există. Unii raportează doar deci uite, faci 1 milion, băi, dar stai la că sunt cheltuieli foarte multe în spate la 1 milion. Deci ăsta e total income fără nici taxă măcar nu ți sunt scoase, știi? Când taxele ar fi, nu știu, 300.000, să zicem, 400.000. Vreau să ne spui dacă este una chiar profitabilă și dacă depășește 1 milion. Income-ul. Da. Da, la sigur depășește. Și este. Deci, primii ani era diferența dintre
income și cheltuieli era nu era mare diferență, da? Pentru că era compania mai mică, nu așa mulți cheltuieli, nu așa de mulți cheltuieli și erau mai mulți bani net, să spun, da? Da. Odată, anul 2, anul 3 deja numărul acela scade, de tot că mai mulți lucrători, deja avem și manageri, salarii și da, e, deci scade numărul, dar crește volumul. Da, da, da. E ok. E, important e să fii de lucru, știi? V-a afectat pe voi pandemia? De la început, da, credeam că, deci, tare multă lume spunea că, băi, nu vreau să, nu pot să vii la mine acasă, că, dar noi am fost socotiți ca business esențial și am avut voie să lucrăm. Dar percepția asta în timpul pandemiei, că lumea spunea că era îngrijorată, dar să fie altceva. Lockdown, da, toți erau închiși în casele lor. Și a trebuit, în moment, repede să ne reprofilăm și am încheiat, am avut contracte cu Walgreens, Rite Aid și de asta chiar făceam, am avut training la personal și am făcut chiar cleaning, COVID disinfection, făceam, dezinfectam magazinele astea mari pentru COVID. Super! Deci, voi nu sunteți doar rezidențial, faceți și comercial. Da, da, facem și comercial. Bravo, Constantin! Eu mă bucur enorm de mult când văd concetățenii de ai noștri care, știi, sunt descurcăreți și dragoste de muncă și nu au frica, riscul. Fiecare, deci hai să recunoaștem, idei toți au, dar să faci pași pentru a îndeplini această idee și a pune-o în realitate este o muncă enormă, enormă de grea și de mare. Vreau să ne spui acum, anul acesta în Seattle, hai, spune-ne, vreau să ne spui de ce, vouă de ce vă place Seattle mai întâi de toate? Ce vă ține pe voi acolo? Factorul numărul unu cred că întotdeauna să fie prietenii și familia, deci am și soră și mulți prieteni și verișori. Dar asta e 1A și 1B, e foarte frumos orașul, statul. Noi mergem să facem hiking des, deci sute de locuri poți să mergi să faci hiking. Deci poți, ai oceanul la două ore și ai munții... Cam la apă rece, dar, dar e ok, da? Da. Ai munții care poți să faci schi și la 40 de minute, da? Și deci ai de toate. Dacă nu, deci nu ninge unii noi, la poalele munților noi trăim, nu ninge, nu-i frig, eu urăsc temperaturile foarte reci. Rare ori când scade mai jos de zero. Grade Celsius. Dacă vrei să mergi să faci la schiat, te ieși în mașină și ești în 40 de minute. Dar e foarte umed în Washington. Da. V-ați obișnuit cu umeditatea? Ne-am obișnuit. Primii ani mai greu, primii ani e chiar din octombrie până în aprilie să nu mă plouă, e greu. Dar odată ce te obișnuiești, deci avem, cred că, ultimele două veri, n-am văzut ploaie de 4 luni de zile. Și chiar deja de ploaie, da? Clima în Washington este foarte interesantă. Am fost în Seattle și pe minima, deci cum crește bradul alături de un palmier cu, am văzut și kiwi. Zic, mi-ai dat ce fie și cresc și nuci. Ca în Moldova, da? Și eu climă, am senzația că e combinat între Colorado și Hawaii, știi? Am zis că așa e o climă deosebită în Washington. Părinților tăi, le place? Le-a plăcut statul? Da, foarte tare le place. Mai pentru duși în natură, se minunează de fiecare dată. Ei cred că aici e mai bine pentru natură și sunt mai bine. Nu știu dacă asta e psihologic sau chiar așa, dar le place. Da. Comunitatea din Washington este a doua, cred că, ca mărime sau chiar dacă nu prima, nu știu dacă e mai mare în Illinois, în Chicago sau în Washington, dar este una tot extrem de mare.
Sunteți uniți sau sunteți foarte... E cea mai mare, desigur, și dar nu știu dacă ori locul 2, ori locul 3, între Seattle și Sacramento, nu mai știu care mai mare. Dar da, suntem... Aveți fel de fel de festivaluri, întruniri, sunteți un de ziua Moldovii, de ziua... Vă întâlniți sau nu prea are cine să organizeze? Nu, din punctul ăsta de vedere suntem foarte norocoși, chiar avem organizatori foarte buni. Eu personal sunt foarte recunoscător. Se organizează Toamna de Aur, se organizează deci, concerte, vin cântăreți, deci se organizează tare multe evenimente. Nu duceți tare dor de Moldova, să înțeleg. Moldova aici, da, corect. Am înțeles. Dar vă gândiți vreodată că totuși ar fi o șansă să vă întoarceți sau deja e prea greu acest fapt? Să vă mai întoarceți în Moldova? La mine gândul ăsta încă persistă că a să ne întoarcem cândva, nu știu când, dar încă nu mă părăsesc în gândul ăsta că a să mă întorc la Moldova. Îți dai seama, deci noi toți suntem pe aceeași undă, am senzația și doar gândul, deci de fapt pentru noi acasă e Moldova, dar pentru copiii noștri acasă e aici. Și atunci când copiii noștri o să zic, îți dai seama, noi vrem părinții noștri să-i aducem alături de noi, aici unde de fapt pentru noi nu era acasă. Și mă gândesc, oare o să se întâmple cândva vreodată să ne ducem chiar acasă cu totul sau nu? Știi? Deci așa e o întrebare retorică, e foarte greu să luăm așa o decizie. Dar cred că ducem toți dorul de drumurile și de, nu știu, câmpiile din Moldova. Constantin, anul acesta, în Seattle, vine marele eveniment la voi. Convenția Moldo-Americană. Este, anul trecut a fost în Las Vegas și acolo este o comunitate foarte frumoasă și unită și băieții și fetele au fost foarte buni organizatori. Vreau să ne spui, tu cunoști de acest eveniment? Da, am auzit, deci anul trecut este prima oară când am auzit de MAC și chiar am vrut să, cum am mai spus, chiar am vrut să venim, dar nu am auzit. Ați avut motiv atunci. Da. Și anul acesta merge. Da, desigur. O să fim acolo. Desigur. Și de data aceasta vei fi chiar și sponsor. Da. Frumos. Hai spune-ne cum ai luat această decizie să fii sponsor la acest eveniment. Nu știu, deci în ultimii ani cred că așa mi-a venit mie. De nicăieri vreau să fiu mai implicat în comunitate, anume comunitatea moldovenilor, și încerc să fiu mai activ, să particip la evenimente de astea care se organizează, că e Toamna de Aur sau că e MAC, alte evenimente, încerc să fiu mai activ. Asta și-a fost pentru mine un scop. Asta vine nu din nicăieri, dar vine din inimă. Știi? Atunci când duci dorul de casă și de fapt nu uiți de unde vin rădăcinile. Eu cred că noi toți ne bucurăm atunci când auzim o horă sau vedem tradițiile noastre frumoase, iile purtate, știi, prosopul nostru tradițional și drapelul, de ce nu, al Republicii Moldova. Oricum, undeva, sângele apă nu se face, știi? Și în suflet... Acolo s-a organizat un eveniment și dansau moldovenii în ploaie și era tare frumos, nu mi-a plăcut. Nu știu cum, autentic, ai noștri, știi? Cât de tare n-am vrea noi să ne adaptăm și să ne americanizăm, poate nu știu, poate vorbesc din punctul meu de vedere, oricum o să fiu moldoveancă. Cât de tare n-aș vrea și cât de tare, nu știu, ai fi doar în anturajul. Eu îți povesteam chiar la ediția de astăzi, care de astăzi, săptămâna trecută de la podcastul Vestului American, povesteam că, eram într-un cer de americani și americanii ne auzeau pe noi cum vorbim. Și la un moment dat, da, cum să zic cuvântul ăsta, da, cum să zic. Și eu am zis, dacă americanii mai stau cu noi vreo 2-3 ori, zic, la urmă o să înceapă vorbi în română, știi? Și eu mă mândresc cu ai noștri. Sunt harnici, sunt... Eu mă bucur atunci când văd că suntem de fapt uniți. Să știi că anul acesta, pe la Convenția Moldo-Americană,
deja tu vei fi acolo și vei vedea cu ochii tăi. Nu știu, este un eveniment unic. O să, deci vine lumea din toată America și cum vorbim noi amândoi acum, așa o să vorbească lumea acolo. Deci foarte simplu, unul cu altul se sfătuie, se schimb de experiență, comunicare și discutarea multor probleme, soluții dintre Republica Moldova și America. Tu ce scop sau cu ce gând te duci la convenție? Ce ai vrea să afli de această convenție? Nu știu dacă am anume o întrebare sau ceva vreau să aflu. Pentru mine întotdeauna a fost ca să am posibilitatea să fiu înconjurat de alți oameni care fac ceva, care sau că au un business, sau vin cu idei pentru comunitate, pentru dezvoltare personală. Deci întotdeauna mi-a fost plăcut și interesant să fiu într-un cerc de oameni noi și să aflu ceva. Cât de mic n-ar fi acest lucru, dar eu ceva de la fiecare. Eu și am trecut, am descoperit că avem un moldovean de succes care are companii de schimbare acoperișurilor în Texas. Și zic, băi, chiar știi, mă simt, nu știu, e o mândrie foarte mare. Și o să meargă și copiii alături de voi, cred că, la acest eveniment. Și Luminița, cred că și ea este entuziasmată să vă întâlnească. Voi nu faceți parte din echipa de organizatori? Nu. Deci am fost contactat de Natalia, numai să facem ceva acolo cu picnicul de duminică. Uh-huh. Cred că să facem ceva acolo, dar așa... Vă sunteți gazda. Seattle. Da. Vin toți cu inimile deschise în Seattle să vadă comunitatea de acolo. Din Moldova câți invitați avem care vin? Și am avut un interviu cu doamna Nadejda Zubco, care este șefa biroului relații cu diaspora și ea zboară acum, deci pe 20 și ceva septembrie vine spre Seattle și am zis, dar nu știu ce, cum e acolo. Zic că e foarte frumos, o să vă simțiți ca acasă. Așa că da. Hai să vreau să Constantin, mă rog, să invite comunitatea sau prietenii lui din Seattle și nu doar la acest eveniment. Sper să vină cât mai multă lume. O să avem foarte mult de aflat și de schimb de experiență și chiar invit toată lumea să vină. O să am cea mai mare plăcere să discut cât mai mulți oameni. Sper. Constantin, da, vă așteptăm cu drag pe toți. Constantin, să știi și istoria ta. Deci cum ai decis tu să lași camioanele? Crede-mă că în situația ta sunt foarte mulți, eu cred, oameni care nu mai vor să fac parte din această industrie și poate tu ești un exemplu pentru ei. Și eu jos pălăria pentru decizia voastră și mă bucur mult că ai avut și tu puterea și soția ta a fost cu tine și a stat această decizie. Sper eu să înflorească afacerea, știi, să deveniți voi, de fapt, cei care vindeți franchise-a. Vreau să ne spui acum, ai unele regrete aici în America? Poate ceva ce n-ai făcut până acum sau poate, nu știu... Regrete, cred că întotdeauna o să fie ceva care, dacă ar putea da timp înapoi, să schimb, să fac asta. Acum, pe loc, dacă stau să mă gândesc, nu știu dacă am un lucru așa major care m-aș întoarce înapoi să-l schimb. Ești mulțumit de șimplinită? Undeva, poate cu compania de camioane, că am deschis și nu s-o primit în regret, dar eu cred că asta a fost parte dintr-un plan mai mare și să ajungem unde suntem acolo. Dar tu știi ce înseamnă, de fapt, trachismul și cât stres implică în cadrul. Eu jos părere pentru cei care au multe camioane. Eu îmi dau seama că roata au pornit și deja nu au încotro, merg, dar este o muncă enormă și o stres enorm, pentru că e pe lângă logistică și deci tu știi ce înseamnă acest domeniu. Și important e că dacă ai avut un accident, important că ești tu sănătos și ai depășit momentul ăla, știi? Fiindcă banii o să-i facem noi și fără astfel de stresuri, știi?
Așa a fost fii, cred eu. Așa a fost fii. Spune-ne acum fetițele voastre, cum sunt ele? Ce vârstă au ele? Sofia are 5 ani și ea mare o să fie 3 acum, de grabă. Și ele cum, se, ele cum se simte? Totuși americani, americani sau americanci sau moldoveni? Încă nu le dăm voie să fie... Deci ne stăruim să ne înțelim cultura asta și vorbim în română acasă. Acum foarte mult ne mai ajută că vin părinții aici și vrei, nu vrei, o să vorbească în română acasă. Și au și haine naționale sau este care fac, când fac mâncare acolo, tot sunt ornamente naționale și încercăm să păstrăm cultura, vorbim în română și așa, moldovence. Copiii din comunitatea voastră sunt uniți, ei deci organizați fel de fel de evenimente pentru copii, însă ce vreau să zic. Pentru că, de exemplu, în Colorado, la noi la biserică, se adună mulți copii și învață cântice, poezii, facem fel de fel de evenimente pentru comunitate. Și, într-adevăr, generația nouă, pentru că noi suntem generația de tranziție și noi am venit în America și am luat-o de la zero și, de fapt, ne-a fost foarte greu. Ei deja cresc aici și vreau să înțeleg dacă bagi noua generație, cresc totuși în... vorbesc limba română sau cum este comunitatea din Washington? Dacă stau așa să mă gândesc, nu știu dacă se organizează ceva în special, anume pentru copii. Alta decât că, când se organizează evenimente la Palmea, da, fiecare părinte și aduce și copiii. No, și acolo sunt activități pentru dânșii, deci e interesant. Dar anume ceva pentru copii specific, nu știu dacă se organizează, dar îmi place foarte tare ideea. Da. Aveți comunitate mare, tu doar știi cum ideea aceasta și poate într-adevăr se organizează. Ai mulți cumătri în Seattle, în Washington? Mai 99 de cumătri? Nu. Acum mai mult sunt în Florida, pentru că noi am o două. Da? Uite așa. Și vreau să întreb, în Seattle, comunitatea, de fapt, este Washington. Sunt momente în care puteți să fie deci, acea invidie, întrecere, sau tu nu simți chestia asta? Nu vreau să spun că este sau că noi, eu încerc să nu trag atenție la asta și să-mi văd de treburile tale, da? Străinii ți-a susțin mai mult decât ai tăi și nu înțeleg din ce cauză suntem noi așa o națiune care parcă te susțin doar atunci când deja ajungi tu undeva sus și ai niște succese și atunci zic, ia uite, ăsta e Constantina noastră, știi? Dar când ești la început, nimeni nu vine de fapt să zică mai bravo și spor la muncă, știi? Și crezi tu cumva că asta e, nu știu, așa e națiunea noastră? Nu știu dacă să ai. Eu încerc să fiu optimist, cred că asta nu e de... Eu am avut parte de susținere de chiar la început, m-au susținut și prietenii, și rudele care mai puținele rudele care le am pe aici. Deci, sunt optimist și nu mă gândesc la asta, dar este. Există așa fenomen, da. Tu cum te împaci cu americanii? Bine, da. Deci nu simți. În domeniul în care suntem, întotdeauna deci comunicăm majoritatea cu americani. Deci băieții de pe la lucru sunt americani și suntem prieteni, organizăm activități și în afara lucrului. De multe ori avem clienți când deja la sfârșit tot e gata și ne cheamă ca un fel de cum se face baby shower numai la casă nouă. Și am avut de vreo câteva ori chiar ne-a chemat să-mi ducem, să ne mulțumim lumea. Ne păcăm bine, cred eu. Super, eu îmi dau seama cât de fericit ești atunci când vezi și omul fericit cu casa renovată. Nu știu, o afacere foarte interesantă. Eu am zis din intro, am zis că eu și foarte deosebit, nu știu dacă mai sunt moldoveni în domeniu.
N-am auzit, deci majoritatea, chiar n-am auzit în domeniul restaurării caselor după astfel de dezastre. Bravo, îți doresc mult succes. Spune-ne acum un sfat celor care vor să vină în America sau se gândesc, sau poate, nu știu, nu vreau să-i motivăm să emigreze din Republica Moldova, fiindcă visul american care noi e acasă, îl credem noi că vine în America și totul e foarte ușor, dar nu știu, nu poate ușor, dar te așteaptă deodată limuzina la aeroport, nu există, știi? Spune-ne tu, de fapt, dă-le un sfat oamenilor care poate vor să vină sau care au venit și poate sunt într-un impas acum. Părerea mea că deci, persoanele care doresc să vină în America trebuie să o facă. Mai bine vii și treci prin și treci, dacă hotărăști să duci acasă, măcar nu o să stai cu regretul ăsta că dar ce era să întâmple dacă aveai eu să mă duc în America, știi, și stai cu regretul chiar. Da, nu-i așa de ușor, toată lumea stai cu greutăți, dar să văd că țara, însuși America ca țară, îți oferă posibilitățile, deci tu ai instrumentele cu care să-ți creezi viitorul, dar numai trebuie să muncești. Prin multă muncă. Într-adevăr, eu am zis, nu zic că Moldova nu se muncește, nu vreau cumva să supărăm pe cei de acasă să creadă că și acolo tot s-a deschis o afacere. Am zis, zic, câteodată poate să fii și mult stres, pentru că acolo trebuie să ai cunoscuți. Și, într-adevăr, și acasă e foarte greu. Doar că în America stresul e altfel. Și în special fiindcă noi aici trăim în credite și deci nu ai casa gata răscumpărată sau părinții care dacă ceva ai un backup plan, știi, ai dacă ceva sau noi nu ne prea permitem să stăm acasă, pentru că fiecare zi tare mult costă în America. Și când ne-am aduc aminte când eram în Moldova, vineri gata, s-a terminat lucrul, sunt în duminică, era veselie, știi? Și voi cum vă simțiți în America? Voi, de fapt, simțiți că trăiți sau munciți, de fapt, aici? La primii ani a fost mai multă muncă, dar noi începem să creșteți și facem și balanță. Începem să facem balanță, înseamnă că, da, lucrul nu o să mai se termine niciodată, dar trebuie de momente și chiar poate mergem și călătorim, hiking, facem copii, diferite activități și copiii acum cât sunt mici că cresc foarte repede. Încercăm să balansăm lucrul cu viața personală. Deja ați ajuns la o maturitate, da? A muncii, pentru că la început, în special pe camion, nopți nedormite și cât mai multe maile, știi? Vorba asta. Da. Cum moldovanul, dacă nu se laude că a făcut 1000 de maile. Nu era normal. Da. Constantin, eu chiar mă mândresc, m-am mai spus odată cu tine și bravo, succes, îți doresc la Convenția Moldo-Americană, sunt convins, o să ai parte de cunoștințe noi, experiențe foarte, foarte frumoase. Vreau să vă doresc și ție vouă ca familie să vă mai măriți dacă plănuiți, știi? Și mult succes acolo. Dacă ajungeți în Colorado, am mai zis să intrați pe la noi. Vă așteptăm cu mare drag. Avem vin de casă, așa că plăcințele și vin de casă. Cu mare drag vă așteptăm la noi. Numai din acest motiv de-am asumat. Gata, a venit! Da. Eu îți mulțumesc că ai făcut și stop muncii și astăzi ai decis să fii alături de mine și să înregistrăm podcastul Visului American. Eu sper mult visul tău american și mă bucur că de fapt n-ai plătit prea scump pentru a fi. Deci sunt unii sărmani mult mai mult plătesc, știi, pentru a ajunge să trăiască acest vis. Și eu mă bucur că tu ai decis atunci să vină Washington, Seattle și să deschizi această afacere frumoasă și succes în continuare la orice proiect care ai vrea să-l ai. Da. Sper și toți cei care o să te vadă să comenteze și să zică de fapt să-ți dea, nu știu, întrebări dacă au sau să-ți dorească succes mult, ca să-ți dea ție aripi, știi? Să te bucuri tu de rezultatele tale. Mersi mult, îți doresc succes și o zi frumoasă. Mersi.
Da. Eu vă reamintesc că alături de noi astăzi a fost președintele, ownerul companiei Restoration One Seattle, Washington. Este o companie, de fapt, care restaurează casele incendiate, arse, deci după calamități naturale și, uite, Constantin vine împreună cu echipa sa și ajută oamenii care, de fapt, trec prin momente foarte grele. Constantin, succes în continuare! Mersi! Alături de noi a fost Constantin, iar eu sunt Nina Cerescu și vă mulțumesc pentru susținere. Vă invit să puneți like și să distribuiți acest podcast și pe paginile dumneavoastră de socializare și nu în ultimul rând să apăsați pe clopoțelul de mai jos ca să fiți abonați la canalul meu de YouTube. Astfel veți fi primii notificați când va apărea un nou interviu. Vă doresc un weekend frumos și jos pălăria pentru diaspora!